Hei, salutare prieteni! Astăzi vom vorbi despre viața lui Mihai Eminescu. Mihai Eminescu a fost poet, prozator și jurnalist, fiind considerat poetul național al românilor, luceafărul poeziei românești. S-a născut la 15 ianuarie 1850. Gheorghe și Raluca Eminovici au avut 11 copii, Mihai fiind cel de-al șaptelea. Și-a petrecut copilăria la Botoșani și Ipotești, colindând pădurea, ascultând povești sau jucându-se cu fratele său, Ilie. Școala a făcut-o la Cernăuți, unde l-a avut ca profesor de limba română pe Aron Pumnul, dar a abandonat-o înainte de absolvire. Prima poezie pe care a scris-o a fost La mormântul lui Aron Pumnul, în 1866, într-o broșură de poezii scrisă de elevi în memoria profesorului lor. Un an mai târziu ajunge la București, unde se angajează ca sufleur la Teatrul Național și îl cunoaște pe Ion Luca Caragiale. Între anii 1869 și 1872 studiază dreptul și filozofia la Viena. Între anii 1872 și 1874 studiază filozofia la Berlin. În această perioadă cunoaște mai mulți studenți români, printre care Ion Slavici și Ciprian Purumbescu, dar și pe Veronica Micle. Între anii 1874 și 1877 trăiește la Iași, unde este directorul Bibliotecii Centrale și revizor școlar. În această perioadă îl cunoaște pe Ion Creangă, cu care leagă o prietenie ce a durat până la moartea poetului. Mihai Eminescu a scris peste 200 de poezii, având ca teme preferate dragostea pentru natură, iubire și istorie. Capodoperul lui Mihai Eminescu este poezia Luceafărul, care are 98 de strofe și este considerată cea mai lungă poezie de dragoste. A încetat din viață la 15 iunie 1889 la București, la vârsta de 39 de ani. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați la canalul meu. Puteți să scrieți în comentarii ce v-ar mai plăcea să vedeți. Pe curând!